mulțumim Părintelui Alex pentru cuvânt și în continuare Părintele Misionar Mihai Mirea ne va spune un cuvânt de cuvânt. Mare este Dumnezeu Părinților, Dumnezeu cu adevărat de mare și minunat cu Sfinții Săi, a făcut-o minune. Dovadă că m-a adus aici, în capitala lumii București, care înseamnă bucurie, această bucurie, bucurie. Portă în inima mea basarabă întreagă, pământ românesc crucificat, având un de cetățenie român de două și am venit aici. Sfinților Martimă din Belgiile Comuniste, a căror maște, bună mireasmă, ne dăruiește și multă sfințenie și multă credință. Iată minunea acestor sfinți că ne-a adus pe toți aici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare minunată care se face. Mulțumim acestor organizatori misionari și curajoși care au pus la cale acest act de mărturisire peste acești martiri mărturisitori din Felice de Felice. Am toată aprecierea față de această facultate de drept pe care o pun la inima, deoarece această facultate, această instituție de învățământ universitar a făcut prin eșelență în această seară un act de mare dreptate față de acești martiri, mărturisitorii comuniste, cărora încă nu s-a făcut dreptate, care încă suferă. Au suferit pe timpul regimului comunist atâta vreme și din 90 și până astăzi, ei tot la fel sunt prigoniți. Sunt călcați în picioare prin indiferență, prin reabilință, prin cuvinte ocărătoare la adresa lor. Este o nedreptate. Acești sfinți martiri, mărturisitorii comuniste, au suferit pentru Hristos. Aceasta este măreția. L-au avut pe Hristos în suflet și în inimă. L-au urmat pe Hristos în bunătate, în iubire. S-au rugat pentru cei care au privat pentru nedrept, așa cum Burgălescu spunea, să nu le răspună știția alți martiri mărturisitori. Pe acesta este un sfânt care iubește pe vrăjmași, care iubește pe cei care i-au dus la moarte. Pentru ce? Că l-au iubit pe Dumnezeu, că au iubit patria aceasta noastră, România. Știți ce înseamnă România? Dacă luați un greu și știți pe hârtie cuvântul România, luați fiecare literă și formați cea mai frumoasă propoziție auzită vreodată pe pământ și în cer. O onorare! Dumnezeu a vorbit vorba poetului Grigore Vieru în limba română, mare poet Grigore Vieru, care luna aceasta este luna lui de naștere, un mare proiect alături de atâția proiecti ai neamului nostru românesc, crucificat și ei, pentru dragostea de limba română, dragostea de patrie, dragostea de zâmb, dragostea de Dumnezeu. Iată pe cine prăzbim, pe cine cinstim astăzi, pe acei sfinți martiri, mărturisitori, în pruntea care se află la loc de cinste, Părintele Iustin Pârgu, despre care Părintele Mihai Aldea, cu atâta pace și atâta cătură, mi l-a prezentat. L-am cunoscut și eu personal, am fost de câteva ori la mănăstirea Petru Vodă, am fost și la mormântare. În mormântarea lui n-a fost de fapt o mormântare, ci a fost cea mai frumoasă sărbătoare de manifestare a Ortodoxiei. A fost înviere, a fost sărbătoarea neamului românesc, confirmarea despre măreția lui Dumnezeu, care se descoperă în oameni atât de simpli. Părintele Iustin Pârgu este un mare misionar, un mare duhovnic, la care a legat atâta lume să ceară un cuvânt,
și prin duhovnic întotdeauna vorbește Dumnezeu. Duhovnic vine pe ritmul, îi cheamă, el este o sârmă. Poate să fie și o sârmă și strâmbă, și ruginită și neagră, curentul electric trece prin ea, tot la fel și prin duhovnic. Părintele Cristin Fântul este un mare duhovnic pentru neamul nostru românesc și ne-a lăsat ca să fie minunată și duhovnicești. El este prezent, el nu a murit, nu există moarte iubiților, există doar înviere, există doar mâncare. Nu mă dăm de aici, în lumea de dincolo. Ei sunt prezenți să roagă pentru noi. Sfinții martiri, mărinteții comuniste, sunt cea mai scumpă, cea mai frumoasă comoară a neamului nostru românesc, a bisericii noastre ortodoxe. Sfinții, acești martiri mărzitori, n-au nevoie de nimic de la noi. Ei au lumină, au iubire, au credință, îl au pe Dumnezeu. Noi avem nevoie de acești mari sfinți martiri ai neamului nostru românesc, să-i prefim și să-l ligăm la ei, să-i luăm ca modele. Ei n-au fost fricoși, nu trebuie să ne fie frică astăzi. De mine și de nimica doar de Dumnezeu. Să nu pierdem pe Dumnezeu. Ce înseamnă fie Dumnezeu? Să nu și-a Dumnezeu mâna de pe noi, că vai de noi dacă vom rămâne fără de Dumnezeu. Aceasta e frica Dumnezeu. La aceasta ne îndemna Părintele Iustin să aveți curaj. Să aveți pe Dumnezeu tot sufletul și tot timpul în inima voastră, la fel și ca voi cu acest Sfânt al Episodului, despre care atât de frumos ne-a vorbit Părintele Ștancar Nicolae, pe care ne-am văzut de aproape, stând în preajma în 7 ani și ne-a încredințat unul din manuscrite jurnale fericirii ca cea mai frumoasă comară pe care am avut-o în viața mea și acest Ștancar Nicolae. Deși evreu de Elie, era mai rămân decât mulți dintre noi, pentru că eu am fost martă câteva ori lângă el, când se intuna inimul statului la aparatul de radio și se ridica în picioare și își punea mâna la piept și asculta cu lacrimi. Câți dintre noi români mai plângem astăzi la deșteaptă-te române cel mai frumos sânte, ca să ne deștepte la ortodoxie, la iubirea de neam, la identitatea noastră națională spirituală și rămân în această amărție. Ștancar Nicolae mi-a dat o mare lecție ce înseamnă să fii român, ce înseamnă să fii ortodox. Îmi spunea, ferice de voi că v-ați născut ortodoxi, eu m-am născut în ortodoxie, mult mai târziu m-am născut în Închisoare, ferice de voi că ați fost de la început. Și dacă am fost de la început, ce am arătat? Unde este ortodoxia noastră? Că cei de lume am spovedit, cum îl cinstim pe Iustin Pârgu, pe Gafencă și pe toți Sfinții și purtăm și noi de Sfinta că noi încă nu ne-am spovedit, dar mă cred ce mare tare este spovedarea, duhovnicia pe care Iustin Pârgu zi și noapte, tot timpul spovedea, vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, călăuza lui Dumnezeu în viața aceasta, ferice de cei care aveți duhovnic, iar cei care aveți căutați de grabă. Duhovnicul este cel mai bun prieten, prieten cel mai devedat. Dacă tu neam românesc s-a spus la duhovnic, România ar fi cu adevărat grădina Maicii Domnului, cu adevărat cu mare sfințenie. Ca să fugă Duhul necurate din țara aceasta, avem nevoie de duhovnicie, avem nevoie de liturghie în fiecare duminică, avem nevoie de viețile sfinte să le punem la inimă și la suflet, avem nevoie de crucea lui Iisus, care să ne mântuie acești martiri, au ținut crucea sus. Și crucea lui Iisus, demnitatea și puterea și curajul să mărturisească pe Hristos. Iubiților, mare Dumnezeu, minunat și sfânt, ce ne cere astăzi Dumnezeu? Să ne plim și să mărturisim pe Dumnezeu, pe Hristos. Hristos este Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu la lumină, din lumină. Atâta ne cere astăzi. E atât de ușoară mântuirea astăzi, la sfârșitul veacului, doar să iubim pe Dumnezeu. Și dacă iubești Dumnezeu, iubește cel de lângă tine, indiferent ce linie, indiferent ce religie, indiferent ce stare socială, să iubim ca făptura lui Dumnezeu. Nu-L judecăm, îl judecă Dumnezeu. Noi iubim ca și o creație a lui Dumnezeu. Și să mărturisim pe Hristos, să mărturisim ortodoxia, cât de frumoasă, ferice, că ne-am născut în această vână, nu este meritul nostru, ci e darul lui Dumnezeu, cel mai frumos dar, ortodoxia, ce înseamnă bucurie. Să ne bucurăm și să ne bucurăm iarăși că ne-am născut ortodox, ne-am născut în România, pentru că România este o țară atât de ospitalieră deschisă către toată lumea, către toate
credințele, toate religiile, dar să nu uităm, să ne păstrăm din toată ortodoxia, vorbim cu toții, îi salutăm pe toții, dar nu lăsăm ortodoxia, nu ne compromitem cu ea, pentru că martirii, mărturisitori, lucrul acesta a făcut, de aceea o Dumnezeu frumoasă, prin jertfă, prin mărturisire, prin curățenie, prin simplitate. Și credința înseamnă bunătate, s-a vândut de bunătate. Acești martirii, mărturisitori, au răspuns la ura torționară cu bunătate. La foamea la care ei erau supuși, i-au mâncat pâinea cea vie care este Hristos, hrana, rugăciunea lui Iisus. Iată cine sunt acei sfinți, prieteni cei mai apropiați al lui Iisus. Și să ne ajungem prieteni, să ne vom pinda vieților, pentru că numai acest fel ne vom păstra și identitatea națională și spirituală și cu adevărat, aducem mărturie că suntem al lui Hristos și pentru Hristos să ne jertfim. Amin.